Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune importantă vom vorbi despre economie, vom vorbi despre situația social-politică. L-am invitat în emisiune pe domnul Ion Chicu, ex-prim-ministru și președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Bună seara, domnule Chicu! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, domnule stăpâne. E normal să discutăm despre economie la început de an, deci economic, toate așteptările societății, într-un fel sau într-altul, sunt legate, de fapt, cu situația socială-economică a țării, care este, după cum afirmă mai multă lume și chiar și agenții economici și experți, care nu este cea mai reușită. Deci, desigur, noi vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și o să încercăm să discutăm cu un fost prim-ministru despre realități, despre actualitate și care ar fi lumina la capătul tunelului. Ce se întâmplă economia țării la început de an? Întrebare. Vă mulțumesc. Într-adevăr, este o întrebare care este pe agenda, pentru că de starea în care se află economia depinde și capacitatea sau posibilitățile statului de a asigura finanțarea unor necesități sociale, dezvoltare și tot așa mai departe. Noi putem să apreciem starea în care se află economia, fie judecând după indicatorii macroeconomici pe care îi avem la situație, fie și după percepțiile pe care le au oamenii, pentru că noi fiecare simțim ce înseamnă salariu, ce înseamnă factură, ce înseamnă, eu știu, unele planuri, investiții și tot așa mai departe. Dacă să vorbim de indicatori, cel mai proaspăt indicator în privința evoluției economice este produs intern brut pe trimestrul 3 anului 2022. Știți că acolo avem o scădere de 10,3%. Un indicator care vorbește despre multe, despre evoluție, deci o scădere în termeni reali cu 10,3%. Avem informație mai proaspătă în ceea ce privește producția agricolă, minus 30%, 22% față de 21%. Avem informații privind construcțiile, tot minus 30%. Investițiile suntem pe minus. Deci, în linii mari, la capitolul indicatori economici, care ar cumva reflecta partea cantitativă, suntem într-un minus foarte profund și eu eram cumva curios să văd care este situația în Uniunea Europeană, pentru că noi tot timpul, cumva zicem, e rău peste tot. Iată, zilele astea au apărut datele pe trimestrul 4 în Uniunea Europeană, este creștere economică 0,1%. Deci, acolo e creștere. Da, acolo este creștere. Deci toate scuzele astea cutii este peste tot creșterea economică negativă nu prea țin, pentru că iată, statistica cumva combate aceste justificări nefundate ale colegilor care conduc acum țara. Avem și indicatori de genul inflației. Cunoaștem că anul 2022 l-am finalizat cu o inflație record, cel puțin în ultimii 20 de ani, deci avem 30,2% inflația anuală. Și probabil că acesta este unul din indicatorii care cel mai mult preocupă oamenii, pentru că inflația reflectă cum evoluează capacitatea de plată a oamenilor. Da? Și pe fondul unei creșteri a veniturilor de 10%, 15% nominală, mă refer, și aici se referă și la pensii, și la salarii, mare parte, o inflație de 30% înseamnă o diminuare a capacității de plată pentru anul care vine. Dacă să vorbim de perspective pentru acest an, bineînțeles, faptul că avem această diminuare a activității investiționale vorbește despre evoluțiile pentru anul 2023. Înseamnă că dacă nu s-au făcut investiții, nu poți să te aștepți la salt economic, mai ales că și în documentele aprobate oficial de guvern, aceeași legea bugetului, este prevăzut o scădere economică pentru anul 2023. Este prevăzut iarăși inflație 15%, deci și cifrele care mai mult sau mai puțin reflectă perspectivele economice, tot nu sunt cele mai optimiste. Dacă vorbim de un sector foarte important, cum este construcțiile, da? Aici iarăși vedem o scădere substanțială care se explică în primul rând, și noi cu dumneavoastră am mai discutat la emisiuni, prin politica inadecvată monetară, cu acea majorare ratei de bază care a
pe alocuri a dublat sau chiar a triplat dobânzile la credite, iar noi cunoaștem că sectorul construcțiilor, piața imobiliară este foarte dependentă de disponibilitatea lichidităților sau resurselor creditare. Iar de ce noi avem aici o prăbușire și la capitolul respectiv, iar de acest sector depind foarte multe sectoare colaterale, să le zicem așa. Și în ultimul rând, fiindcă noi nu trebuie să uităm că avem un ramură sau un sector care rămâne și trebuie să redevină prioritar pentru Republica Moldova, sectorul agroindustrial. Am vorbit că avem scăderea producției agricole cu 30% în anul 2021. Asta înseamnă că pentru industria prelucrătoare avem mai puțină materie primă. Deci ca... Și pe de altă parte, trebuie să remarc faptul că noi, în fondul de susținere agriculturii, pentru anul 2023 este prevăzută aceeași sumă ca și anul 2022. Iar dacă ajustăm la indicatorul inflației, înțelegem că această sumă realmente este cum mai mică. Ajustată la inflația alimentară și la inflația în sector, credeți-mă că e mai mare de 30%, că acolo prețurile au fost mai mari. Întreprinderi închise. Fiindcă, în realitate, eu mă uit că informația asta, în mare parte, este tabu, este lăsată, ori ziariștii nu știu să o caute, ministrii tac despre asta, dar noi am observat în presă câteva întreprinderi mari au fost totuși închise. Dumneavoastră că a fost prim-ministru la tema respectivă. Doar întreprinderea închisă, asta înseamnă minus impozite, minus locuri de muncă și așa mai departe. Noi avem o statistică oficială în ceea ce privește închiderea și deschiderea întreprinderilor. Nu tot timpul radierea acesta din registrul listat a întreprinderilor înseamnă că au fost închise întreprinderi care au activat, dar este clar că noi cunoaștem întreprinderi care industriale, în primul rând, care, din păcate, și-au sistat activitatea și aici explicația sau cauza principală este evoluția prețurilor la resursele energetice. În primul rând vorbim de cele întreprinderi care, în virtutea proceselor tehnologice, utilizează gazul natural. Deci noi avem întreprinderi, iată, Macon cunoscută, da, care utilizează foarte mult la Tarclia. Aveam o fabrică de teracotă care exporta în multe țări, tot și asistat activitatea. Deci, iată, aceste întreprinderi care sunt foarte mult dependente de resurse energetice, gazul natural, energie electrică, din păcate, și-au asistat activitatea. Și asta, bineînțeles, înseamnă că mulți oameni au rămas fără loc de muncă, asta înseamnă că impozite nu le primim la stat și, în general, întreprinderi industriale care este complicat să le lansezi, da, să le repornești, deci clar că constituie o problemă. Ori atunci când auzim cifrele astea că noi am economisit față de anul trecut 40 sau 45% din volumele de gaz, trebuie să înțelegem că mare majoritatea acestei economii este din contul, iată, sistemului activității economice. Statistica, dacă noi vorbim de aspectele sociale, statistica noastră 2 ani în urmă, în 20, arăta că în economie sunt oficial angajați peste 680.000 de oameni, 682-684 am văzut diferit. Acum, zilele astea, am văzut cifra 620.000. Iese că noi în 2 ani de zile am pierdut circa 50-60.000 de locuri de muncă. Bine, sunt discutabile cifrele astea pentru că au și un caracter sezonier, depinde când s-au făcut, eu știu, datele când au fost colectate. Noi mai avem un fenomen destul de, așa zicem, pronunțat, care ține de contractul de prestare serviciilor, deci multe persoane fizice, chiar avem 10.000 de persoane fizice, care nu au contract individual de muncă, da, cu așa tradițional, standard, cum zicem noi, dar prestează servicii în baza unui contract de servicii. Sunt foarte multe persoane de acest gen și clar că numărul poate să evolueze și să difere de la o perioadă la alta. Dar nimeni nu poate nega faptul că se diminuează numărul populației economic active, în primul rând, din cauza exodului populației. Cât de paradoxal n-ar suna, dar în ultimii 2 ani la noi acest fenomen, din păcate, a căpătat o amplare și mai mare. Și ca factor aici ar fi unul, clar, situația economică care a degenerat sau care s-a agravat, dar și decepția oamenilor, pentru că mulți au crezut foarte mult în iulie 2021 și în campania prezidențială domnului Sandu și au văzut că ceea ce se întâmplă este pe departe ceea ce au sperat și asta, în principiu, este un factor care
îi impune să plece din țară. Deci se diminuează numărul populației active, pe de altă parte numărul beneficiarilor de diferite plăți sociale, da, de, să zicem, persoane care necesită asistența statului, crește și asta clar că pune o povară pe cetățeni. Pe bugetul statului. Pe bugetul statului. Nu, de fiecare dată noi când aducem, adică în primul rând invitații noștri care argumentează, și dumneavoastră ați adus câteva aici argumente că situația de fapt este într-o criză, într-o degradare, de fiecare dată ne-ar interesa și eu cred și telespectatori cine este pe de o parte vinovat, da? Și pe de altă parte care ar fi soluțiile. Care ar fi soluțiile, deci, într-un fel de relansare economică. La capitolul cine este vinovat, eu cred că noi avem guvernare specializată în a da vina pe toți și pe precedent și pe stele și pe situație internațională, da. Și tot. Eu cred că la capitolul ăsta nu este sens de vorbit, pentru că orice om cu discernământ înțelege că economia sau domeniul social trebuie să se ocupe oameni serios, cu atitudine serioasă. Ori atunci când blocul economic este inexistent deja 2 ani sau persoanele care conduc acest bloc se ocupă cu ce dorești numai, nu cu economia și nu mai vreau să dau nume, că deja am obosit, clar că nu poate să te aștepți la niște rezultate, pentru că într-adevăr este criză, într-adevăr sunt provocări, dar țara noastră tot timpul a avut a parcurs asemenea perioade, și anii 90 și chiar anii 2000, deci au fost provocări, dar atunci când cineva se preocupă de aceste probleme, mai mult sau mai puțin se poate de trecut peste ele. Atunci când persoanele responsabile de aceste subiecte preferă un PR ieftin sau ce dorești, numai nu fișa de post, da, atunci e clar că nu poți te aștepta rezultate. Nu știu dacă dumneavoastră sau telespectatorii noștri pot să-și amintească acum, în ultimii 2 ani, de când s-a schimbat guvernarea, ce proiecte noi economice, ce idei, ce viziuni, ce strategie au fost. Când nu au fost, da? Nu pot să-mi amintesc asemenea. Iată, eu chiar astăzi citeam câte satisfacții presa așa numită independentă, am văzut în mai multe publicații, cu câtă satisfacție scriu despre eșecul programului Prima Casă. Da? Deci era acel program care avea ca obiectiv susținerea tinerilor, legarea lor de glie, cum ziceam noi odată, deci statul le ajută să-și procure locuință, da, ca ei să rămână să activeze aici. Iată, au distrus programul ăsta totalmente, în luna ianuarie practic nu mai sunt beneficiari, pentru că au crescut ratele, guvernul a lăsat să se distrugă acest program. Sunt afectați, apropo, și tineri care au angajat credite, nu doar în cadrul Prima Casă, dar și credite ipotecare standard. Bine, dacă acel program a fost rău, așa cum afirmă, ce ați adus voi în 2 ani în schimb? Ce ați propus? Au distrus sau anulat programul Drumuri Bune, care vorbeam noi pentru localități. Cu ce au venit în schimb? Iată, asta îi sună primarii. Își dau seama acum că i-au mințit. Da? Iată fondul cel rutier, care echipurile l-au majorat de 2 ori și l-au oferit, el ca atare mai puțin decât era în trecut. Deci, dacă blocul economic nu este capabil să genereze proiecte, idei, și în condițiile când avem aceste provocări, nu poți să te aștepți la unele rezultate. De ce? Ce trebuie de făcut? În primul rând, guvernul, blocul economic, să se ocupe de economie, să se ocupe de domeniul social, nu să se ocupe de război din Ucraina, care cine se ocupa acolo de război din Ucraina sau de, eu știu, paradele este LGBT și tot așa mai departe. Da, poți să facă asta în afara lucrului, da? Dar atunci când e vorba de preocupat de blocul economic, trebuie oameni serioși care înțeleg ce fac și unde se duc. Fără muncă nu e posibil de avansat. În general, noi putem să vorbim astăzi când la guvern, la președinție, la parlament sunt oameni capabili să înțeleagă procesele și să înțeleagă, de fapt, și propunerile care vin de la oameni competenți. Până la urmă, avem opinia dumneavoastră. Eu mă uit că în unele emisiuni a fost și domnul Tarlev, care multe lucruri le-a vorbit. Domnul fost prim-ministru Vlad Filat acum a fost mai mult într-o emisiune și eu mă uit că ca om cu anumită experiență, că în mare parte dumneavoastră vorbiți aceleași lucruri. Adică noi criticăm, aducem niște critici guvernări, le arătăm
lacunele și chiar să vin cu niște propuneri. Dar vedeți că nu se vede reacție. Eu aici cad de acord cu dumneavoastră că nu se vede reacție. În general, nu e un dialog. Și atunci, de fiecare dată, apare întrebarea. Și inclusiv telespectatorii întreabă asta. Ei, și ce facem mai departe? Sau ce mai departe trebuie să, în primul rând, să extragem niște lecții din istoria noastră nu prea îndelungată, ultimii 2 ani. Trebuie să ne amintim cui am încredințat noi țara, ce ne-au promis, cu ce ei ne-au cumva convins că trebuie să-i susținem și când ajunge la următorul exercițiu electoral să încercăm să vedem dacă ei mai merită mai departe să facă lucrul ăsta. Da? Iată, eu ieri am auzit că Partidul de Guvernământ a decis să organizeze ședințele plenare a Parlamentului odată, în 2 săptămâni. Da? Eu mi-am amintit zile când erau cu săptămâna în Parlament. Să apel... și noapte, da. Da, înțelegeți cum? Acum ei nici odată în săptămână nu găsesc de lucru, nu au ce face. Deci oamenii care înțeleg un pic cum lucrează tot mecanismul ăsta, își dau seama că la nivel de guvern, de agenții, nu se lucrează, nu se generează idei, proiecte. De ce Parlamentul nu are ce să ocupa? Da. 63 de parlamentari a Partidului de Guvernământ, ei nu au idei ce să facă în acel parlament. De ce ei n-au la ce se strânge mai des decât o dată în 2 săptămâni? Asta e grav în condițiile când avem atâtea probleme, atâtea provocări. Auzim de la un partid care practic a acaparat toată puterea absolut în stat, că el n-are ce să ocupa. O dată în 2 săptămâni el să facă ședințe. Vă dați seama ce dezastru am ajuns noi. De ce oamenii atunci când își aleg soarta pe 4 ani trebuie să se gândească cu capul și mai puțin cu inima, că asta este. Eu vă spun, nu o să putem acum noi cu dumneavoastră să scriem măcar 3 proiecte sau 3 propuneri din partea acestei guvernări cum să dezvoltăm țara. Noi am spus ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut, dar nu e vorba că noi, toți spun. Deci, dacă vom continua să susținem oameni care nu au substanță, din păcate vom rămâne și noi dezgoliți. Da. Am aici câteva întrebări care, mă rog, mai vin de la telespectatori, fiindcă trebuie să recunoaștem că serviciile comunale, inflația, diminuarea, în general, a numărului locurilor de muncă, deci, de fapt, a împins o bună parte de societate în sărăcie, el și până atunci nu era destul de mare, dar acum mai mulți experți vorbesc mai bine de jumătate de țară, cu prețurile astea la servicii comunale, la energetică, la alimente și tot așa, deci a aruncat țara în sărăcie. Și acum apare întrebarea, care de fapt e adevărat că eu trebuie să pun guvernanților. Ei nu previn prin emisiune. Cum poate în general populația să reziste cât în condițiile crizei acestei energetice și a inflației crescente? Și minuni matematice nu există. Dacă nivelul veniturilor nu acoperă nivelul cheltuielilor, atunci orice om este în capacitate de plată. Faptul că guvernul și colegii care conduc acum țara nu se preocupă de acest, deși datele sunt foarte evidente, ce s-a întâmplat. Da. Iarăși trebuie să facem noi niște concluzii. Ce să spui dacă pensia, de exemplu, omul e 3.000 de lei, iar facturile pe lună sunt 5.000 de lei? Ce să propui aici? Prin minune nu se poate de rezolvat nimic. Care sunt instrumentele clasice în acest mod? Când se știe că este așa decalaj între venituri și cheltuieli, se vine cu compensări. Ori din ceea ce s-a promis la compensări, practic nu a rămas nimic acum la etapa asta. Da? Oricum, cu compensările respective, omul nu e în stare să achite măcar comunale. Da? Deci aici este o întrebare de existență deja. Da? Sunt întrebări existențiale pentru cetățeni. Și faptul că noi toate televiziunile, în fiecare seară, eu mă refer la astea care sunt independente, da? În ghilimele. Ne spun cât de bine merge și orice întrebare legată de existență sau probleme existențiale sunt acoperite cu lozinci de genul integrare europeană, condamnă războiul și nu știu ce acolo și toate pozele astea și vizitele astea interminabile, pentru că până acum o vedeam pe doamna președinte, dar acum vedeți că nu e niciun lider în țară. Prim-ministru pe la Bruxelles, ceilalți pe la Stockholm, ceilalți în altă parte, da? Deci oamenii nu are cine să ocupa cu problemele respective. Iarăși, trebuie să înțelegem că
ceea ce avem acum la conducere este rezultatul votului nostru. Respectiv, trebuie să extragem concluzii din asta. Prețurile la gaz și la electricitate. Deci în ultimele luni s-a vorbit foarte mult, într-o anumită etapă, și agenții economici și populația aștepta că o să se micșureze prețurile la gaz, de așa s-au micșorat pe piețele internaționale. Tot așa, destul de dubios este prețul la kilowatt adus de la Ciorgan. Acolo mai mult presă scrie că e 1,4. Aici la noi se vinde așa cum se vinde. Părerea dumneavoastră, ce e asta? E corupție, avem incompetență, avem revoință, avem geopolitică? Din câte ni se explică nou oficial acum, decalajul ăsta mare între tariful la gaz, care e 29 de lei, adică ar fi 1500 de dolari, da, 1000 de metri cubi, și ceea ce e pe piață 600 de dolari, este din cauza că noi în toamnă am fost gospodari și am făcut rezerve mari de gaz. Scump. Scump. Deci noi atunci am cumpărat gaz scump pentru că nu știam ce a să fie iarna. Și l-am cumpărat cu 1500, cu 1400, nici nu spun prețul, da? Iată ultimele prețuri care le știm, când au procurat în septembrie cu 1.800 de dolari și au spus că le depozitează în România. Iată, ei explică prin faptul că noi ne-am umplut tara, mă iertați, cu gaz scump și iată acum, până ce nu o să consumăm gazul cel scump, ei nu au posibilitatea să diminuiesc. Da? Bine, poate este acest argument de ce au procurat ei atâta gaz cu, la prețul respectiv, dar eu aș încerca să-mi imaginez cum se comportau ei dacă făceam noi asta. Da, da, e clar. Imaginați-vă ce avea să facă ei dacă noi procuram gazul 3 ori mai scump, pentru că eu vă spun, e timp de o lună jumate, 300 de milioane de euro creditul de la BERT, că acela e credit, 300 de milioane de euro, asta 6 miliarde de lei. Repede au cumpărat gaz, de la cine nimeni nu știe, ce fel de achiziții nimeni nu știe, ce volume, ce preț nimeni nu știe. Și iese responsabilul din guvern, da? Domnul Spână își spune, și întreba direct, de ce nu ne dați informația? Noi poate lasă și tu ieri să vă dăm informația respectivă. Știți, asta e, eu repet, sunt bani publici. Nu sunt banii lui din offshore, nu sunt banii lui Maia Sandu, sunt bani publici pe care noi trebuie să-i plătim. Da? Deci aici apare întrebarea, cum a fost posibil ca să procure acest gând? O întrebare cu faptul că de adevăr, energie electrică pe care noi procurăm de la Cuciurgan. A fost o lună aceea de întrerupere în livrare, da? Da. Pe urmă ne-am trezit cu o înțelegere care presupune procurarea energiei electrice cu 17% mai scump decât în octombrie, în condițiile când prețul gazului a scăzut din octombrie până în decembrie cu vreo 40%. Da? Aici e iarăși o lipsă de logică și nu se explicați de ce se întâmplă. Acum avem un dezastru, o termoelectrică, noi avem cetul Chișinău. Da. Vă amintiți istoria cu repararea sau reparația blocul, turbinii, da. Blocul ăsta numărul 3, cu 200 de milioane de lei, care numai reparat s-a distrus? Da? Au început să, deoarece am renunțat la gazul rusesc care se duce mal drept, da? Am început să încălzim Chișinău, să generăm energie electrică aici cu păcură, care este de proastă de calitate și acum informația este că blocul numărul 1 este distrus. Și au pornit blocul numărul 2, care în general nu se recomandă să fie utilizat, pentru că e în stare deplorabilă, să nu zic avariată. Da? Iată, noi, dumneavoastră, înțelegeți foarte bine ce înseamnă să distrugi termoelectrică, cetul din Chișinău. Iată așa un ghem de probleme creat de oameni, iarăși, nu-s procuror să le zic că se divină, da, sau asta, dar de oameni care sunt. Denotă incompetență, atitudine neserioasă și care... Unii vorbesc nu numai de incompetență, dar vorbesc și de anumite scheme. Și eu vorbesc de asta, pentru că atunci când achizițiile se fac prin scheme de astea foarte obscure, când sunt dovezi și este informație că la licitație participă consultanții firmelor acelea care au lucrat în firmele de la care noi am procurat gaz, clar că aici apar întrebări. Eu, din informații care le deținem, înțeleg și organele de... Drept se ocupă cu investigările respective. Sperăm că până la urmă măcar ei ne vor prezenta societății, pentru că, repet, 6 miliarde de lei într-o lună jumate au fost cheltuiți pentru procurare de gaz. Iar în 2022, prin comisia asta, situație excepțională din buget, s-au luat 11 miliarde de lei cu evitarea Parlamentului și tot ce este.
Așa, de fapt, dumneavoastră, la următoarea întrebare ați răspuns, fiindcă am vrut, de fapt, să vă întreb, așa, în viziunea unui fost prim-ministru, în ce măsură guvernarea, conducerea, gestionează treburile statului, se vede. Cum? Deci, eu aici am pus și un semn de întrebare. Vorba, în primul rând, de incompetență sau totodată și de reavoință. De ce spun așa? Din cauza că sunt și analiști politici, comentatori care vorbesc că uneori ai impresia că se face cu reavoință pentru a discredita statul, pentru nu știu ce e acolo ea, fiindcă guvernarea asta prin stare de urgență, prin comisia de situații excepționale, și aici mai este încă un aspect, că vedeți că nici opoziția nu prea protestează. Adică opoziția ce face? Nu are o viziune, nu înțelege toate lucrurile sau este altceva la mijloc? Faptul că noi arătăm, demascăm lucrurile astea înseamnă că este viziune, da? Pentru că dacă am fi și noi în armata zombaților și am aplauda și ruga la icoana Maia Sandu, putem să spunem că n-ar fi viziune, da? Este viziune. În ceea ce privește protestele sau măsuri de astea de destabilizare, noi personal sau noi echipă, noi nu susținem aceste măsuri, pentru că asta își așteaptă guvernarea respectivă, da? Să le dăm imbol pentru organizarea represiilor, vărsări de sânge, că ei smăiește la asta. Ea asta așteaptă, înțelegeți cum? Deci clar că noi asta nu vrem să facem, cu atât mai mult că noi în toamnă, adică practic peste 6-7 luni, avem alegeri. Haideți logic să gândim. Ieșim acum la proteste, provocăm ce? Alegeri anticipate, ele oricum o să fie în toamnă, da? Deci așa noi și încercăm să convingem oamenii să deschidă ochii, mă iertați, pentru expresie moldovenească și să înțeleagă că ăștia cu lozincele lor, dacă le mai încredințăm odată țara și în cazul de față o să fie deci autoritățile publice locale, administrația publică locală, noi nu o să mai avem nicio ieșire. De ce? Eu nu știu, poate cineva nu are viziune, dar mie îmi pare că noi spunem lucrurilor cam care sunt. Luăm în calcul, bineînțeles, situația regională, că avem război în regiune și toate elementele astea care sunt aici. Deci noi trebuie să înțelegem că nu putem prin destabilizări să asigurăm o viață decentă în Republica Moldova. Trebuie prin vot democratic să înlăturăm această guvernare. Asta este ca viziune. Isteria războiului. Tot trebuie să recunoaștem că o parte bună din mass media și o parte chiar din conducătorii țării, tema războiului e mesajul numărul unu. Nu e săptămână ca să... Desigur, războiul există în țara vecină și el nu poate fi, deci, ignorat. Pe de altă parte, dumneavoastră, ca economist și ca fost prim-ministru, doar trebuie să conștientizăm. Și diaspora se întoarcă acasă. Dacă noi azi vorbim prea mult de război. Și o să vină încoace investiții străine dacă noi isterizăm societatea cu perspectiva războiului. Isterizarea și menținerea în topul public a subiectului războiului are un singur obiectiv, da? O singură explicație pentru guvernare. Să țină frică în societate și cumva să aibă această scuză universală că voi muriți de foame de atâta că Ucraina e război. Eu v-am adus dumneavoastră un indicator. Uniunea Europeană tot nu e departe tare de Ucraina și au creștere economică, da? Deci, cum se explică lucrul ăsta? Dar noi avem minus 10, da? Și să vedeți că în trimestrul 4 tot nu sunt cifrele mai îmbucurătoare. Da? Deci asta scuze nu ține. Iarăși, noi înțelegem că este război, că tot asta. Dar nu poți permanent să ții țara în frig și în foame de atâta când e război. Clar că astea sunt argumente artificiale. Și iată, când îl întrebi de ce oamenii nu-și pot plăti facturile, de ce nivelul salariului sau pensiei mic, explicația e război. Iată de ce, iarăși, toate resursele lor mediatice, toți partenerii care îi au ei, da? Deci toți spun că din cauza războiului lucrurile merg rău. Sau din cauza corupției, sau din cauza justiției. Uitați-vă ce se întâmplă în justiție acum, da? Sau cu reforma asta a justiției. Când un ministru al justiției, înțelegeți, dă indicații cine să-l numească șef sau ce note să-i pună doamne Drăgălin la examen, pe cine să-l numească, cine să treacă prevede cu cine, nu? Asta ce e? Tot războiul e divin. Deci, da, noi înțelegem că este război, înțelegem că sunt elemente sau evoluții negative care afectează situația din țară, dar dacă avem măcar cât de cât, iarăși, discernământ, noi trebuie să
facem, eu știu, distincție între una și alta, între cauză și efect. Bine, după regula televiziunii facem o mică pauză de publicitate, pauză de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că am în platou pe domnul ex-prim-ministru Ion Chicu, care este totodată și președinte Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Discutam în prima parte despre situația în economie, despre perspective. Desigur, s-au adus mai multe critici și actuale guvernări. Dar având în vedere și perspectivele geopolitice și războiul din țara vecină, mă uit că în ultimul timp se vorbește despre război și vorbesc și guvernanții și anumiți analiști politici. Și aici apare întrebarea dacă noi, într-adevăr, suntem aflați într-o regiune unde e posibil, în general, războiul. Isteria despre război, riscurile deci, de război. Un președinte a unei țări vecine, președintele României, chiar a declarat odată că Republica Moldova, de fapt, nu are riscul astăzi, nu poartă riscurile de a fi atacată. Și mă uit că politicienii noștri atacă tot mai mult în ultimul timp neutralitatea. Chiar președintele anunța că problema merită discutat. În general, avem nevoie noi astăzi să discutăm prea mult despre război și să atacăm neutralitatea, să vorbim despre aderarea la NATO în timp ce această confruntare geopolitică în Ucraina este foarte și foarte dură. Eu reiterez ceea ce am spus înainte de pauză de publicitate. Subiectul războiului este menținut artificial de către guvernare în, zicem, topul priorităților sau în câmpul mediatic pentru a ne distrage atenția noastră de la problemele cotidiene și a ne ține permanent încordați că, Doamne ferește, acuși se începe războiul. Și atunci tu nu mai întrebi de ce nu ai pâine dacă te aștepți că va fi război. Iată care e. Asta e strategia lor. Permanent să ne ține ancorați sau conectați la acest subiect. Și haideți exemplul, l-ați adus pe reacția domnului Iohannis, da, președintele României, că aceea a fost o reacție la o declarație aberantă a șefului SIS-ului nostru, da, care cu zi înainte a spus că dacă nu o să șede ianuarie, nu știu când acolo, într-o perspectivă nu îndelungată, vom fi atacați. El a spus, întrebarea nu este când, dar nu este dacă ne vor ataca, dar când ne vor ataca. Da? Da. Deci și după aceasta imediat a trebuit să iasă cu reacție și cu infirmare, ministrul de externe României și chiar președintele, care a spus, noi așa date nu avem. Deci, băiatul ăsta, directorul SIS, înțelegeți ce structură serioasă este asta, el iese cu declarații de acest gen pentru ce? Cu siguranță nu are așa date, pentru că dacă nu au România, nu are NATO, el nu are, înțelegi, nu are cum să aibă. Dar o face pentru ca noi să stăm de anul nou, de Crăciun și de tot asta, când asta, să stăm permanent cu frica. Acum noi cu dumneavoastră. Iată care este explicația. De ce toate declarațiile astea belicoase, războinice, Sandu, cu NATO, că iată ne atacă, că noi nu o să putem să ne apărăm, că cu sapa nu o să rezistăm. Toate din această gamă de mesaje, da? Omul iese dimineața din casă știind că nu-și poate plăti factura și tot așa mai departe și ca să-l sustragi de la asta, vine Putin, vine Obama, mă iertați, Biden vine și gata. Îl sperie cu război. Iată toată explicația. Asta e o manieră de asta urâtă, da, irresponsabilă de a induce unele fobii de astea, unele pericole care mai mult sau mai puțin îți atenuează sau îți amortizează alte griji. Da. Nu, noi cu dumneavoastră și dumneavoastră că a fost prim-ministru știți că declarațiile respective probabil că nu s-au făcut întâmplător. Eu nu cred că persoana dată nu a coordonat cu Palatul Prezidențial deci anumite
declarației de aștept. Eu deja nu sunt sigur că ei... Nu sunteți sigur. Nu sunt sigur, nu văd să fie echipă acolo, nu văd să fie coordonare, un lucru discutat. Ăștia sunt oameni întâmplători care niciodată nu au acționat într-un cadru unui sistem, unor mecanism, unor strategii, da? Ei sunt din NGO, da? Iată, care nu ei, iată, conducătorul SIS-ului venit din Soros sau de unde venit el, celălalt care răspunde securitatea statului din altă parte. Deci de acolo modelele de management sunt, știți cum, n-au nimic cu disciplină, cu ierarhie, cu ierarhie. Ăștia sunt oameni mișcare brăuneană, da? Clar că eu sunt sigur că nu am primit el indicație de la Sandu să ne spună că în ianuarie ne atacă rușii. Haideți să fim serioși. Nu, vedeți, eu mă pun în locul unui prim-ministru sau unui conducător. Când un subordonat de-a meu, deci o să fac așa declarații obtuze, e clar că a doua zi eu vin să liniștesc cumva societatea, că așa se întâmplă și în alte țări. Nu există nici în cealaltă direcție, de jos în sus și nici de sus în jos nivelul ăsta de rapoarte și responsabil. Că, iată, dumneavoastră, dacă un subaltern al dumneavoastră face așa declarații grave, bineînțeles că ați avea reacție. Dar acolo nu există... Acolo doar un câmp sau un sistem de referință, să nu-i afecteze ratingul. Restul... Am înțeles. Referitor la aderarea la NATO, este asta o problemă acum pentru societate? Este în general un atu? Ar fi un scop? Avem noi nevoie în general de chestiunea respectivă? Eu deși pun întrebarea din cauza că oricum ea există în societate și există nu numai abordată la nivel de elitele politice și guvernare, dar mă uit că și unele elite intelectuale, dar nu avem, noi trebuie numai decât să aderăm, fiindcă o să ne apărăm, fiindcă trebuie să cheltuim bani, fiindcă trebuie să avem armată și tot așa și tot așa. E o întrebare delicată pentru un lider de opoziție, dar oricum. Nici un dușman extern n-a provocat Republicii Moldova în ultimii 30 de ani atâta pagubă cât noi înșine. Cât dușmanul intern. Nu vreau să specific cine. Nu europeanul și nu rusul ne-a furat miliardul de dolari în 2014 din sistemul bancar. E adevărat. Da. Nu rusul și nu europeanul ne-au înglodat în datorie anul trecut cu 17 miliarde. Și multe, multe isprevi de astea care le-am făcut noi moldovenii înțelepți și deștepți în 30 de ani, nu străinii, nu ei, noi suntem divini. De aceea pericolele nu sunt pe extern la noi, pericolele sunt pe intern. Și degradarea asta la care am ajuns noi ca națiune este, în primul rând, rezultatul activității noastre, să zicem așa, sau evoluției noastre. Acum, din punct de vedere militar, nu o să sporească securitatea militară a Republicii Moldova dacă o să adere la un bloc sau altul, nici la ODKB, cum se zice, și nici la NATO. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu o să ne aducă asta niciun avantaj. Subiectul aderării la NATO, subiectul aderării la Uniunea Europeană, subiectul războiului, încă o dată, subiecte care sunt sugerate de comunicatorii, profesioniști, politehnologii care îi susțin pe Maia Sandu, să le mențină permanent acolo. Deci, lozinca de campanie următoare la PAS, știți care este? Ia că dacă ne votați, mâine intrăm în Uniunea Europeană, mâine intrăm în NATO și mâine o să trăim fericit. Și acolo deja sunt pregătite și de la conducătorii Uniunii Europene declarații că dacă alegeți... Amintiți-vă, iulie 2021, când au spus că dacă alegeți cursul pro-european, numai n-au spus PAS, vă dăm 600 de milioane. Țineți minte? Da. Nu-i niciun ban din acei promiși în 600 de atunci. Da? Iată declarații de acest gen. Să știți că asta va fi tema lor de campanie. Deja și-au spus că ei, până la sfârșitul anului, încep negocierile și iată subiectul ăsta, cum era, pentru că deja lupta cu corupția nu mai ține, că trebuie să apuce de ei. Da? Acum o să inventeze NATO, o să inventeze... Deci astea sunt subiecte artificiale, false, care iarăși au menirea să ne distragă de la problemele cotidiene. De ce trebuie să înțelegem acest lucru? Republica Moldova nu trebuie să adere nici la un bloc militar, pentru că și situația în regiune este asta, și structura etnică, să zicem așa, că noi o să scindem și în continuare societatea, dar asta este o problemă mare pentru societatea noastră. Și plus la toate, nimeni încă nu a făcut o dependență directă între nivelul de bunăstare a țării și apartenența la un bloc militar.
Austria, Elveția, Suedia, Finlanda, până îndemnud așa cum încă n-au intrat în NATO, nu cred că trăiesc mai rău ca noi, dar țări neutre. Da. Pe de altă parte, avem țări în NATO care nu sunt mai răsărite din punct de vedere economic cu mult decât țări care nu sunt membre. Da? Deci nu trebuie de a mințit moldovenii că dacă vrei să fii în securitate și să trăiești bine, numai decât trebuie să fii în NATO. Asta sunt iarăși date eronate și informații false care noi nu trebuie să o primim ca fapt. Da, în presa noastră și în presa internațională, de fapt, este un mesaj dus de ministrul de externe a Rusiei, domnul Lavrov, privind Moldova și, de fapt, e o discuție și o frază aruncată Moldova în NATO, asta înseamnă, de fapt, scandal și nu știu pentru ce o să termine pentru voi. Eu așa am înțeles mesajul respectiv, dar am vrut să-l comentați și dumneavoastră. Am văzut mai multe opinii despre acest mesaj. Unii îl tratează ca, eu știu, amenințare că ne vor invada și pe noi. Dacă ascult mai atent acolo, în principiu, el spune că vom fi a doua Ucraine, ceva de genul ăsta. Da. Da? În general, eu aș atribui declarațiile midului rusesc și Ministerul ăsta de externe tot în categoria aceea de a menține subiecte de astea artificiale false. Am văzut mai multe declarații, au ei un reprezentant, Marie, nu știu cum, nu scapă numele, ofițer de presă sau cine este. La minister. Care vine tot cu declarații de astea. Deci noi facem una negândită la Chișinău, imediat vine de acolo și tot așa mai departe. Da? Deci astea nu sunt lucruri bune, astea sunt declarații, acțiuni care dinamitează relațiile noastre pe viitor. Și ei trebuie să înțeleagă acest lucru, nu trebuie să cazi pradă la toți ai noștri de aici. Da? De atâta, noi nu examinăm asemenea ieșiri nervoase și emoționale a reprezentanților Rusiei ca amenințări sau ca factori care trebuie să facem atâta tam-tam aici. Nu trebuie să ne ținem noi de agenda noastră, să spunem că noi ținem la relații bune cu toți, și știm că războiul se termine și trebuie să ne străduim acum să nu compromitem relațiile noastre post-beligerante, să zicem, post-bielice, mai bine spus. Da. De ce nu face față nici părții Rusiei, iată declarațiile astea care depășesc cadrul diplomatic. Ele nu fac față și nu corespund statutului țării respective. Nu, vedeți că e, într-un fel, probabil că ei văd forfota asta noastră a unor conducători privind aderarea, deci atacurile împotriva neutralității, indiscutabil că rușilor nu le convine, deci probabil că ideea... Bine, dar tot de la ruși auzim că ai noștri sunt duși de mânuță de străini, da? Da. De curatorii străini. Ceea ce înseamnă că a noștri doar sunt portavoce. Păi săriți la ei, ce săriți la noi cu declarații de ce gen? Că, încă o dată, și sondajele arată declarații sau atitudinea asta ostentativă a autorităților noastre nu este susținută de majoritatea populației. Da? Da. Asta este. Deci nu guvernul și nu Maia Sandu și nu Chicu sunt Republica Moldova. Republica Moldova este poporul care clar spune că dorește pace, dorește relații bune și tot așa mai departe. Când noi vorbim despre, inclusiv și dumneavoastră ați vorbit astăzi, despre degradarea economică, social-economică, noi vedem că este o anumită degradare politică, geopolitică sau strategică. Și se creează impresia, un gând care eu l-am spus la o întrebare anterioară, că se creează impresia că de multe ori conducătorii noștri o fac intenționat, adică ar duce țara spre faliment. Adică și îndatorare. Da? Datoriile externe au crescut, numărul locurilor de muncă se reduce, întreprinderile se reduce, descreșterea economică și mai departe. Și isterizarea asta războiului și vedeți că chiar dumneavoastră ați recunoscut că ei nu se ocupă cu economie, ei de fapt se ocupă cu niște lucruri străine. Ei uneori arată ca niște fanarioți primăși de cineva și am de primit. Și atunci, desigur, apare întrebarea, dacă ei o fac intenționat și noi vedem că de multe ori parcă ar face-o intenționat pentru a realiza scenariul unionist. Or, alt scenariu. Fiindcă paralele istorice mai sunt. Părerea dumneavoastră, noi putem să vorbim astăzi despre deci, o reavoință deci, din procesele astea?
Eu nu pot spun că este rea voință la nivel general și adică e aprobată ca poziția lor. Da? Uite, fac intenționat rău, știu că fac rău, dar îl fac. Da? Deci eu nu pot spune lucrul ăsta, nu vreau să-mi asum asemenea păcat, să zicem, deși la unii din ei, unele acțiuni a unora sunt inexplicabile și vrei, nu vrei, se întrevăd asemenea, asemenea intenții, să zic așa. Pentru că supraîndatorarea asta inexplicabilă de anul trecut și cheltuiala asta de bani pentru rezerve, da, de gaze la prețuri triple față de asta nu se explică altfel decât prin intenții sau rea intenție. Eu când zic rea intenție am în vedere și corupție și altceva, nu numai decât lichidarea statalității. Oamenii ăștia sunt deprinși să fure, pentru că ei sunt mulți descendenți din partidul celălalt care a furat în 2013-2014, da? Și unii din ei înțeleg că integrarea, de exemplu, Uniunea Europeană sau acolo o să le mai stopieze din posibilitățile de a fura, da? Ei mai degrabă ar vrea să perpetueze un stat de ăsta invalid, mă iertați, că așa vreau ieșuat, da? Ca să-și facă ce au făcut. Deci eu nu vreau să generalizez și zic neapărat Sandu are intenție rea, dar Sandu vrea să lichideze statalitatea și să unească. Da? Undeva poate pe mintea ei bolnavă, se vede un Alexandru Ioan Cuza sau nu știu ce acolo, că am auzit deja. Dar nu vreau să generalizez, pentru că atunci nu o să fiu corect. O fi printre ei și oameni care țină statalitate. Eu nu știu. Nu, cel puțin în declarații, unii arată că doresc prosperarea țării, integrarea Uniunii Europeană, dar până la urmă noi doar apreciem și cum vede asta populația și se întâmplă economie. Fiindcă eu mă uit câtă lume tânără stă azi pe geamantane să plece din țară. Mă uit la statistica respectivă și noi și până acum spuneam, uite, e 1 milion de oameni peste hotare, dar aici avem măcar 800-900 de mii, dacă lucrurile astea se complică și mai mult. Conflictul care este în ultima perioadă dintre guvern și primarul Chișinăului. Desigur, eu am vrut să vă întreb pe două probleme concrete în care dumneavoastră, ca economist și ca om, ca fost prim-ministru, problema apei în Chișinău, în general, ci cu compania asta. Deci noi am avea aici o companie strict de stat, naționalizată, fiindcă, după cât înțeleg, apă canalul este o societate pe acțiuni. Acolo au venit datorii. Așa, în tot cazul, interpretează primarul Chișinăului. Iunian Fenoza și guvernul, după cât văd eu, mai ales guvernul, nu întreprinde nimic în problema respectivă. Chișinău ne trăiește 800 de mii de oameni și să-l lași fără apă. O remarcă generală. Noi cam avem așa o deprindere, nu știu ce e asta la noi, că încercăm să punem formă organizatorică juridică a întreprinderii, să punem independență de rezultate. Și iată, de exemplu, dacă n-ar fi SAD, ar fi întreprindere de stat și cu ministru director, atunci ar fi perfect. Nu e asta. Noi avem o sumedienie de întreprinderi de stat care se subordonează direct APP-ul, Agenție Proprietății Publice, care în ultimii 2 ani sunt moarte, da? Care sunt practic spre lichidare. Deci nu este dependența aceasta. Diferite întreprinderi și-au schimbat forma organizatorică juridică în funcție de diferiți factori. Da? Iată, de exemplu, s-a angajat un credit de la BERD pentru modernizare. Acolo era una din condiții, de exemplu, să fie societate pe acțiuni. Chiar dacă pachetul majoritar sau 100%, ia municipalității sau a statului. Deci aici nu trebuie să... Gestionarea eficientă a unei întreprinderi nu doar de asta depinde, da? Depinde și de atitudine. Acum avem apă canală, o întreprindere sistemică de infrastructură vitală, critică, cum zicem noi, pentru municipiul Chișinău. Noastră aveți experiență cu mult mai vastă ca a mea în sectorul public. Și vă amintiți toată istoria asta cu tarifele la apă canală, da? Da? Erau inițial responsabilitatea sau competența Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea tarifelor la apă sau și la alte utilități. Da. Pentru a te absolvi de responsabilitate politică s-a gândit soluția asta Andrie, de exemplu, da, chipul ei agenție independentă și vor lua decizii. Apă canal a luat creditul ăsta de la BERD, ce mai au acolo, și condiția și prin lege aprobat că atâta timp cât acest credit este, zicem, valorificat și până ce se stinge, tarifele nu Consiliul Municipal le stabilește, le stabilește ANRE. O structură care noi ne îmbătăm cu gândul că e independentă, dar orice om sănătos înțelege că asta e în subordine directă a guvernării, a Parlamentului chiar e în subordine.
Și clar că el o să îndeplinească asta de la Andrei indicațiile guvernului. Și când vine primărie și zice, uite, tariful de 8,90 la apă, care e deja de 15 ani, nu mai corespunde costurilor și trebuie să revedem. Să vedem, pentru că energia electrică ați majorat-o de la nivel central de 3 ori. Salariile au crescut, costurile și tot așa mai departe. Și vine la Andrei și ăștia zice, nu, că voi aveți nu știu ce. Acolo apare întrebarea. Iarăși, eu nu afirm că tariful trebuie de schimbat. Dar noi o informație de acest gen nu am văzut-o. Ce se întâmplă? S-au acumulat, am înțeles, datorii curente acolo de 70 de milioane, ceva am văzut, da? Uitați-vă care atitudine guvernului, guvernării sau autorităților centrale. Ei în 2022 au luat din bugetul de stat 11 miliarde de lei și au plătit o bună parte din ele la Moldova Gaz, adică la Gazprom. Pentru că, Doamne ferește, dacă către data 20 acumulează datorie un cent, rusul oprește gazul. Aici o întreprindere municipală, capitala țării, unde concentrate 40% din populație și cred că 70% din economic, noi nu găsim o soluție prin comisia situației excepționale. Eu înțeleg, dar noi avem o stare de urgență deja de 14 luni sau 13 luni și aprovizionarea cu apă mie îmi pare că e un element care ar trebui să intre în competență sau în câmpul de vedere acestei comisii. Da? Și atât nu au ei preocupare. Primarul se preocupe de subiectul ăsta. Eu lucrul ăsta nu înțeleg. Da? Nu am văzut transparență, nu am văzut să ne se explice, dar jocul ăsta cu premier energic oprește apa. Da? Deci este o activitate strategică pentru țară și nu poți să spui că este doar responsabilitatea primarului sau doar responsabilitatea guvernului. Repet, dacă ar fi numirea tarifului competența primarului sau Consiliului Municipal, eu aș fi primul care aș spune totul pe responsabilitatea lui. Dar noi avem niște decizii sau niște aspecte care țin de activitatea acestei întreprinderi atribuite guvernului sau atribuite puterii centrale și pasăm toată răspunderea pe... Așa, înseamnă că... Astăzi am înțeles că a expirat termenul ăsta la 7, când înțeleg, am înțeles că au găsit o înțelegere, pentru că până la urmă le-au spus la ăștia de la centru că voi dacă credeți prin manevre de astea ieftine, că dacă o să lăsați Chișinău fără apă, o să câștigați alegeri la toamnă, voi vă greșiți și văd că au dat cumva înapoi toată treaba asta. Încearcă să găsească colaborare. Acum am problema deșeurilor. M-am văzut că tot la Parlament a încercat să fie votat un proiect de lege, o lege acolo, primarul s-a opus, dar chestiunea asta a deșeurilor deranjează, de fapt, societatea și mai ales Chișinău foarte mult timp. Și noi aici nu vorbim numai de Chișinău, fiindcă oricum trebuie văzut strategic. Și mă uit că și ecologiștii de mai mulți ani au bătut că alarma că Moldova are nevoie de niște de prelucrarea deșeurilor, niște uzine și mai departe. Și mă uit că problema respectivă se discută de 20-25 de ani și aici nici la nivel central și nici la nivelul deci, unor oraș, așa, primăriei Chișinău, nu s-au găsit soluții. Adică încerc să spun că inclusiv și noi, că am primit la televiziune să dăm întrebările respective, pe de o parte, nu trebuie construite alături de oraș asemenea uzine. Dar sunt țări unde uzinele respective chiar se află în Chișinău, în suburbiile, adică să are în vedere în orașele mari, în capitale. De ce nu se reușește deci, a găsi aici o soluție de colaborare și de construcție și de amenajare deci, unor stații, unor uzine care ar putea să prelucreze deșeurile respective și încă să producă energie termică, energie electrică și orice tip de energie? Întrebări complexă v-am pus așa eu. Nu e complexă, eu vreau să delimităm cu partea generală și concret cu cazul respectiv. Partea generală. Noi, iarăși, în 30 de ani am reușit cu succes, transformăm țărișoara noastră frumoasă într-o gunoiște generală. Da? Unde nu ieși, vezi eșeuri. Cu vreo 4 sau 5 ani în urmă s-au lansat discuții pentru a soluționa problema respectivă. S-a lansat așa numitul proiect managementul deșeurilor solide. Acolo este vorba de un credit iarăși de la BI sau BERT, că nu mai amintesc bine, da? De 100 de milioane de euro la prima etapă. Era vorba de țara de repartizată în 8 regiuni. Iată, și fiecare regiune respectivă are un centru de asta unde se acumulează, se stochează, se sortează și ce se mai face, așa cum prevăd toate tehnologiile moderne acum, că nu doar noi avem problema respectivă. Da?
Asta era ideea, lucru prefezabilitate, fezabilitate, studii, etc., etc. Asta e lucru care are loc, am spus, țara împărțită în 8 zone. Deci asta e în general. Și cu asta se preocupă ministerul respectiv, a mediului, și el trebuie să avanseze. Acum trecem la subiectul concret. Dumneavoastră, cum vă imaginați să afli din presă, tu ca primar a municipiului, dar chiar să fii un sat sau undeva unde e identificat locul celor, afli din presă că guvernul sau parlamentul, fără ca să discute cu oamenii de pe loc, fără ca să înștiințeze măcar Consiliul, ia decizia că pe moșie, cum să zice, satul dumneavoastră sau pe teritoriul municipiului respectiv va fi asta, fără ca să informeze, fără ca să nimic. Asta e metodă de a implementa asemenea proiecte? Desigur, nu. Păi asta s-a întâmplat aici. Cine a vorbit cu primăria Stăuceni, cu primăria Chișinău, cu locuitorii de acolo, să vină să-i explice, uite, intenționăm să facem aici așa ceva, iată cum va arăta, iată ce e asta, nimic daună, nimic probleme, nimic riscul și tot așa mai departe. Da? De ce ne mai numim țară democratică? De ce mai vorbim despre referendum, despre nu știu ce acolo? Despre autonomia da? Locală. Dar cum se află stăucineanul, omul de aici? Care, cum se află el din ședința plenară că deputații votează o lege care vizează direct, fără că e măcar... Dar unde e consultările? Dar unde publice. Da. Despre asta e vorba. Procedurile. Eu cred că dacă omul se explică ce o să se întâmple, cum o să se întâmple, ce intenție are, omul deja cel puțin are posibilitatea de a analiza. Dar așa că află din presă, iese cineva, primarul, de exemplu, și face politică pe asta, că el tot nu știa mare treabă din asta, și el din start a discreditat ideea, da? Clar că oamenii, foarte multe lume sunt nou, dar ce o să se întâmple? Pentru că nu știi, când nu știi, clar așa că prima ce apare și imaginea că o să zboare pungile astea de plastic peste tot, că o să fie aerul afectat și tot așa mai departe. De ce? Oamenii trebuie să afle din presă ce se va întâmpla la dânsul în localitate. Iată care e problema aici. De ce ministerul respectiv trebuie să se ocupe cu, și guvernul și tot să se ocupe cu explicații de acest gen. Dar vrem noi sau nu vrem, pe teritoriul țării o să fie locuri unde să fie amenajate asemenea, eu știu, întreprinderi sau puncte respective de prelucrare sau tare, că nu o să ne primească nimic gunoi, nici în Ucraina, nici în România. Undeva aici, undeva o să trebuiască din aceste 8 zone să-l prelucrăm. Dar să ne asigurăm că după gardul unității respective, nu se întâmplă nimic și lumea nu este afectat. Dacă nu este informare, clar că oamenii o să opună rezistență. Asta e clar. Da, și e adevărat că așa un proiect trebuie să vină de la guvern cu toate avizele necesare, ministerul respectiv, așa am înțeles cum cineva din deputați a propus. Și hai repede la vot. Noi parcă urmărim după activitatea guvernului și asta noi am aflat și noi prima dată despre acest, asta nu-i treabă, nu-i normal să se întâmple semnul. Lupta politică, guvernarea și opoziția dezbinate. Noi spunem, sunteți un lider vizibil la opoziției parlamentare din cele ca 56-57 de partide. Deci care sunt într-un fel alternativele actuale guvernări? Să așteptăm alegerile 2023, 2024, 2025? Da, noi reprezentăm opoziția, dar până când nu parlamentară. Eu am spus extraparlamentară. Probabil că da. Deci, clar că responsabil în primul rând de tot ce se întâmplă în țară este guvernarea, dar nu poți absolvi și opoziția de responsabilități, da. Pentru că într-un sistem democratic care ar funcționa normal, ai confruntarea politică până la alegeri, mai departe, guvernarea administrează lucrurile, opoziția vine unde cu critică constructivă, unde cu propunere, așa trebuie să se întâmple. Da. Da? Și noi ne-am dorit să avem asemenea conviețuire cu guvernarea, că pentru următorul ciclu noi suntem la guvernare și ei vor fi în opoziție, așa trebuie să fie. Da? Nu mai zic că nivelul ăsta sau moda asta din cultură politică, deci cu atacuri de astea, că toți sunt hoți și-s bandiți și-s putiniști și-s baideniști, nu știu ce, revine de la prima persoană și coborâte pe jos, noi nu o să facem lucrul ăsta.
Am auzit o poziție dezbinată. Noi am mai discutat la capitolul respectiv. Deci ce înseamnă o poziție dezbinată? Da? Deci dacă noi avem unele viziuni, dumneavoastră aveți alte viziuni, clar că noi în primul rând trebuie să căutăm punctele comune, dar o să fie și viziuni diferite. Da. Și nu tot timpul se poate face blocuri electorale pentru că uite, ai un oponent sau un dușman. Deci noi trebuie să avem viziunile noastre, să încercăm într-un proces normal, democratic, să convingem oamenii să susțină o viziune sau alta, a mea sau a dumneavoastră, sau încă 57 care a spus dumneavoastră. Da? Deci trebuie să venim în fața oamenilor, să-i convingem, să le spunem viziunile noastre și care o să, eu știu, obțină susținerea, ce vor avea dreptul să numească guvernare cu poziție. Rămânem, bineînțeles, cu toții de convingerea că mai proastă guvernare și mai destructiv partid decât ăsta care este la guvernare n-a fost în Republica Moldova. De aceea, cel mai mare eșec și cel mai mare păcat, dacă doriți, a partidelor opoziției, va fi dacă acest partid va rămâne la guvernare sau va câștiga și alegerile locale. Iată, dacă acest lucru se va întâmpla, iată, toți ăștia 57 trebuie să-și ceară iertare de la popor și să ducă cel puțin nu în politică. Deci, viziunea asupra schimbării acestei guvernări, dumneavoastră, o vedeți una de evoluție. Adică trecem prin alegerile 2023, trecem prin alegerile prezidențiale și trecem prin alegerile parlamentare. Deci pun întrebarea respectivă. Adică e indiscutabil că în societate, mai ales acele pături care sunt sociale, care suferă acum greu de la problemele sociale și mai ales cele economice și cu una și cu alta. Și eu am întâlnit asemenea, deci, viziune și nu puține. Dar cum să răbdăm noi ăștia 2 ani cu guvernarea care nu poate nici conduce, care face scheme, care e incompetentă, care ne prăbușește definitiv, care ne alungă copiii din țară și tot așa și tot așa. Reiterez, guvernarea care o avem astăzi este rezultatul opțiunii noastre a fiecare dintre noi. Noi am ales și am ales pe 4 ani. Deci nicio țară nu își permite să facă alegeri parlamentare fiecare an. Nu o să reziste niciun stat. Trebuie să înțelegem. De ce încă o dată, când o să ajungem la alegeri parlamentare, să ne gândim ce facem. Primul. Doi. Noi avem în față alegerile locale. Un exercițiu foarte important, pentru că primarul și-l știe fiecare, consilierii locali și-l știu fiecare. La prim-ministru nu mai ajungi, la președinte nu mai ajungi, mai ales acum, nici nu-ți răspunde la întrebări, da? La scrisori. E foarte important cine în toamnă va conduce autoritatea locală. Deci, organul public care interacționează în mijlocit cu oamenii. Și dacă vom reuși cu ajutorul Domnului și a convingerii oamenilor că acest partid care conduce acum de la centru să piardă alegerile locale, ei nu o să ajungă la parlamentare. Atunci vom provoca alegeri anticipate parlamentare, având susținerea poporului și ei având în pasiv, să zicem, rezultatul negativ la alegeri. Până când îi place lui Chicu sau domnului Stepaniuc situația, pasul merge la Bruxelles și zice noi ultimul rezultat îl avem din iulie 2021. 63 de locuri în Parlament. Poporul ne susține. Și chestia asta cu uite sondajul arată că ei sunt decădere. Asta sunt emoții, lirică, cum se spune. Rezultatele scrutinului electoral local vor arăta mai reprezintă Maia Sandu pe cineva sau nu. Iată care este. Deci înțeleg și știu că fiecare zi de guvernare a pasului înseamnă mult efort ulterior de a repara aceste greșeli, de a întoarce datorii, dar noi suntem un stat și trebuie să respectăm legile. Pentru că dacă le dăm lor temei să violeze în continuare Constituția, ei vor face deja nu în Parlament, vor face în stradă, te-or împușca și te-or invita mercenare, depinde de au trimis. Iată ce va fi. Bine, totodată ca lider a opoziției, ca unul din liderii opoziției extraparlamentare și că a fost prim-ministru, considerați dumneavoastră că alegerile, vedeți în viața politică mai mulți ani, cunoașteți, că în general alegerile pot fi libere și democratice în condițiile când este controlul total a guvernării asupra mass media, da? Asupra organelor electorale. Noi vedem o anumită persecuție deci a liderilor politici,
da? O bună parte din ei sunt cu dosare, motivate, nemotivate. O ostrachizare, de fapt, a liderilor politici. Și ultima noutate cu legislația privind interceptările, în general, a oamenilor, și e clar că interceptările era, în primul rând, a oamenilor vizibili, a elitelor. Deci asta s-a făcut și în alte țări și eu mă uit că tabloul e același la noi. Întrebam dacă sunt posibile, în general, alegeri libere și democratice. Iarăși, în primul rând, să vorbim la nivel general. Da. Eu vreau să îndemn toți moldovenii să nu se teamă. Deci, gruparea aceasta nu prezintă putere, forță și nu reprezintă poporul. Dacă ei utilizează asemenea instrumente, pot să mă intercepteze de 100 de ori pe mine, că ei n-au ce-mi face mie și nici dumneavoastră sunt sigur. Uh-huh. Da? Nu au ce face. Și dacă cineva cu minte bolnavă de la SIS sau de la altă parte crede că prin interceptări o să mă descurajeze pe mine, ei se greșesc. Uh-huh. Deci nu trebuie să ne temem de nimeni, pentru că ei cum nu pot face nimic în economie, cum nu pot face nimic în administrare sau pe bloc social, fix așa nu pot face și în materie de asigurare a securității statului. Deci ei sunt impotenți peste tot, nu doar în economie. Prima. Asta e la general. Acum, vor fi alegeri libere și democratice sau nu? Noi cunoaștem că la alegerile locale posibilitățile de falsificare din partea unui partid care este urât totalmente de țară sunt foarte limitate. Da, ei la parlamentare pot să organizeze ceva, de exemplu, pe extern, din diaspora, să falsifice. La nivel local, dacă partidele se vor pregăti și vor asigura, deci monitorizarea, este mai dificil de falsificat. Și în consilii, și oamenii știu primari, știu candidații, acolo foarte clar să știi ce s-a făcut într-un stat sau altul. Deci aici este posibilitatea, de ce și noi străduim asupra faptului că la locale trebuie de lucrat astfel încât PAS să nu obțină susținere. Și asta este posibil. Dacă ei se vor întări și la locale, mai departe alegeri democratice în Republica Moldova pe mulți ani nu vor fi. Pentru că la parlamentare ei deja cu ce culor vor face ce vor dori. Aici e mai complicat deja de menținut. Clar că prezența în mass media și faptul că ei au subordonat Teleradio Moldova, da, companie care este plătită din banii noștri, da, și care este la cheremul guvernării ceva ca jurnal și ca TV8, da, vedeți ce comportament au colegii de acolo. Da? Deci clar că asta poate să le aducă avantaje puterii. Dar uitați-vă și aici cât de tare s-au discreditat ăștia portavocele guvernării, pentru că nimeni nu mai crede. Chiar sunt și da. Noi vedem statistica asta. Da? Ratingul lor la un TVO sau la N4. Da? Acolo de 20 de ori mai mare ratingul sau numărul divizionări la N4. Pentru că ăștia TV8 și cine mai sunt presa independentă s-au discreditat totalmente. Iată ce se întâmplă. De ce și aici n-aș spune că este un factor care ar trebui foarte mult să ne îngrijoreze? Mai mult mă îngrijorează faptul, și iarăși dumneavoastră vă amintiți mai bine decât mine, care era poziția partenerilor noștri vis-a-vis de controlul asupra da. Presiei, da? Cu audiovizualul sau cu Teleradio Moldova. Acum, când? Cu 2 ani în urmă sau când au venit la putere, au subordonat direct Parlamentului companie Teleradio Moldova. Ați fost vreodată invitat la Teleradio Moldova în ultimii 2 ani sau altă opoziție? Nu, pe mine mă miră aici. Dublele standarde cumva discreditează în ochii moldovenilor și partenerii noștri pe care noi mizăm anume sub aspect de valori democratice, de stat de drept, văd că au aceste standarde duble care nici cum nu contribuie la întărirea vectorului sau simpatiilor pro-europene în rândul moldovenilor. Ultima rezoluție a Consiliului Europei în privința regimului democratic din Moldova este destul de pozitivă și e foarte straniu că nu s-au găsit opoziție, eu am în vedere cea parlamentară, s-au găsit experți care să arăte realitatea. Fiindcă închiderea a 6 canale de televiziune, cum nu ne-ar plăcea, le-ar plăcea, nu ne-ar plăcea cuiva, dar de fapt este un lucru nemaipomenit în Europa. Și rezoluția, de fapt, în problema respectivă nu spune nimic.
Noi tot nu am înțeles de ce colegii din opoziția parlamentară nu au participat la această adunare. Eu nu mai țin minte vreodată ca opoziția să nu participe. Și în general, acest forum este pentru opoziție. Ei să vină, dar nu vin trei reprezentanți ai partidului, unicului partid de guvernământ să se laude ce s-a întâmplat și nu există vocea opoziției. Asta nu am înțeles. Dar dacă ne uităm acolo peste raportul acela, pe lângă toate laudele care sunt, sunt unele elemente care nu prea arată că e așa de bine cum se pretinde. Acolo este scris foarte clar și se atrage atenția că nu are ce căuta ministrul justiției, de exemplu, în Consiliul Superior al Procurorilor, pentru că asta este ingerință politică, este lucrul ăsta. Reprezentantul CSM-ului în CSP n-are ce căuta, mai ales la decizii de astea cu drept de vot. Și tot așa mai departe. Sunt subiecte care ar trebui să pună în gardă guvernarea, mă clar că este nu le arată. Ele arată că 56 deputați din câteva sute cât acolo au votat unanim. Deci aici trebuie să recunoaștem că opoziția parlamentară nu și-a făcut treaba cum trebuie, pentru că nu avea să închidă nimeni microfonul unui reprezentant să-i spună. Iată, au închis 6 canale. Pe motivul omisiunii sau propagandei prin omisiune. Da. Eu n-am auzit expresia asta în Parlamentul European. Sunt sigur că și pe cei 56 care frenetic susțin pasul avea să-i pune la gând. Ce înseamnă propagandă prin omisiune? Da? Și tot așa mai departe. Și tot așa. Bine, noi pe parcursul emisiunii am adus destule critici guvernării și dumneavoastră aveți dreptate că nu putem să spunem că în rândurile lor toți doresc să lucruri urâte. Probabil că și ei, în unele cazuri, retrăiesc, dar hai să ne clarificăm. În aceste grupări care, mă rog, se zvonește că există în cadrul Partidului de Guvernământ, conștientizează acolo cineva că anumiți miniștri nu se descurcă, că rezultate nu sunt și, în general, ar putea să, în evoluție, spunem așa, să existe o schimbare a echipei actuale guvernamentale. Să ne închipuim că guvernul totuși trebuie schimbat și de adus alți oameni. Din informația care o deținem noi, decizia de demiterea acestui guvern a fost luată atunci în toamnă, în acea duminică renumită. Când ei au discutat. Da, deci a fost luată decizia preventivă, preliminară, asumată, a fost informat conducătorul guvernului că pleacă în demisie, pe urmă ăștia au jucat cu gruparea care o controlează ei din Parlament și nu i-au permis schimbarea guvernului. Dar astea sunt intrigi de astea interne pe grup. Asta încă o dată vorbește despre faptul că acest partid nu are viziune statală, nu înțelege că pentru a evita aceleași anticipate poți să mai jertfiești din ministri, din guvern, că asta este o practică normală. Aceeași Italia nu organizează alegeri parlamentare fiecare an, dar guvernele probabil se schimbă în fiecare an, pentru că asta e. Sau chiar și Marea Britanie am văzut cum schimbă. A clacat doamna asta, că nu mai țin minte, Liz Glass, da? În 45 de zile au scos-o, pentru că omul e totalmente nu la locul lui. Da. Lucru care îl avem și aici. Aici intră în, la noi aici intră în, zicem, pe scenă alte relații, că-i cu mătră, că-i prietenă, că-i verișoară și nu pot da, dar țara suferă. Deci e clar că guvernul ăsta trebuia demis de mult, pentru că el nu se descurcă, compromite și prezentul și viitorul țării, dar o compromite și pe, cum am spus, pe doamna Sandu, care altceva decât rating nu are, înțelegeți cum? Și acum o să mai fac o tentativă, cu siguranță o să mai fac o tentativă să schimbe guvernul. Vor reuși sau nu, pentru că sunt grupări în fracțiune de ce, în partidul celor și am înțeles că nu prea toți, sunt mulți care le place ce se întâmplă și nu au de gând să plece. Dar ar fi bine să invitați sau să vină cineva din ei să vă explice lucrurile astea. Nu prea vor să vină, din păcate. Deși noi invităm, deci și discutăm moderat cu toți, importante toate punctele de vedere, oricum, procesul politic, el trebuie să fie analizat. E vorba de țara noastră, nu e vorba de țara străină. Așa trebuie împreună să găsim soluțiile cele mai bune. Partidul dumneavoastră se numește totodată Dezvoltării. Aveți, într-adevăr, și mulți oameni competenți acolo, cu experiență. Dar se mai numește și Partidul Consolidării Moldovei. La o etapă actuală, în ce măsură, deci, această idee a consolidării ar trebui să o promovăm, să o ținem în prim plan. Avem nevoie de mai mult optimism în societate.
fac un mic așa excursie în istorie cu un an jumate când noi am înregistrat partidul nostru, pentru că denumirea a fost un subiect destul de anevoios, pentru că noi înțelegeam de atunci că denumirea este cam complicată, da? Dar am ținut cu tot din adinsul cuvântul sau noțiunea de consolidare să se regăsească în denumire. Pentru că noi înțelegem, problema principală a Republicii Moldova în 30 de ani este scindarea societății. Noi nu suntem atât de mulți ca să ne permitem să împărțim țara în două și o perioadă guvernează unii și o perioadă alta. Mai ales că scindarea este pe criterii artificiale. Și noi conștientizăm, dacă nu reușim să consolidăm societatea, noi nu avem șansă. Pentru că permanent se vor găsi unii care ne vor, zicem, dezbina. Iată de ce trebuie consolidare. Suntem un partid de centru care vrem să atragem oameni cu viziuni și care înțeleg că doar prin consolidare, prin unire, putem dezvolta. Iată explicația din numirea dezvoltării și a consolidării. Nu este posibil să dezvolți fără consolidare. Și dacă noi nu o să reușim să consolidăm oamenii care poate au preferințe politice, geopolitice de alt gen, dar care țin la vatra lor, iată, dacă noi nu o să reușim cu toții să facem acest lucru, noi nu avem șansă pe plan economic, pe plan social și tot așa mai departe. Iată care este explicația. Încercăm să venim cu aceste mesaje împăciuitoare pentru oamenii care au licență, dar bineînțeles suntem absolut critici față de cei care, fie prin rea intenție sau prin incompetență, distrug prezentul și viitorul acestei țări. Și în opinia noastră, iată, pasul este anume asemenea formațiunii care pur și simplu distruge. Iarăși, nu vreau să spun cât de rea intenție, dar este evidentă incompetența, analfabetismul și elemente de corupție evidente. Bine, la tema consolidării noi o să discutăm cu dumneavoastră poate într-o emisiune aparte, fiindcă se merită. Deci abordările astea mai profunde. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Eu cred că noi am discutat pe multe teme. Eu știu că uneori temele sunt prea complexe, întrebările sunt prea complexe și mai departe. Totodată, spre sfârșitul emisiunii, eu cred că ar fi interesant, inclusiv birocraților, da? Inclusiv funcționarilor publici, inclusiv acelor oameni care au fost eliminați din sistem. Adică multă lume bună au fost eliminați inclusiv din aparatul de stat, închiderea Academiei de Administrare Publică, demonstrează o anumită viziune. Înseamnă că oamenii nu înțeleg, oamenii sare în vedere guvernanții noștri, nu înțeleg fără funcționari pregătiți, nu poți conduce țara. Și atunci eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Actuala guvernare a adus o mulțime de oameni în aparatul de stat slabi sau pe linie politică strâng. Și acum apare întrebarea către un viitor guvernare și un viitor guvern și prim-ministru și așa mai departe. Ce să faceți cu acești oameni care au fost aduși acolo, întâmplător? Ei vor pleca singuri pentru că nu vor face față sarcinilor. Da? Deci dacă organizezi procesul de lucru așa cum trebuie, figuri de astea nu se regăsesc. Eu repet, asta e un mediu nociv pentru ei să lucreze. Ei sunt deprinși cu atmosfera de aceasta, fără disciplină, fără responsabilități, fără angajamente, pur și simplu umbli, discuți, faci nu știu ce, coffee break-uri și tot. Deci oamenii ăștia nu pot să regăsească, ei singuri vor pleca. Asta s-a întâmplat și după vara anului 2019, că i-au reușit în perioada aceea să aducă tot niște persoane de astea care nu sunt din sistem, nu sunt neapărat răi, dar nu sunt oameni care înțeleg ce înseamnă muncă. Da. Da? Au plecat singuri, da? Pentru că nu se regăsesc. Asta o să se întâmple. Și eu sunt sigur că noi avem oameni în țară care vor să implice, au capacitate, pur și simplu trebuie să creadă că mai este posibil, că la mulți deja s-a cam, știți, redus încrederea în forțele proprii și în general în capacitatea noastră de a ne autoguverna. Și asta tot e o problemă absolută. E părarea pe criterii politice. De atât că e omul pasului? Noi, din câte mi-amintesc, eu pas încă nu anulat nimic în ceea ce privește concursuri, meritocrație. Tot asta avem în legislație. Nimeni faptul că ei au... Ignoră, asta e altceva. Dar orice guvernare responsabilă nu poate ignora legislația. Pentru că, de exemplu, chiar și cu aprobarea legilor. Noi avem legea 100 despre actele normative. Da. Tu nu poți să încalci lucrul ăsta, că dacă ar funcționa procurorul, te cheamă. De ce ai încălcat? Cum s-a apropiat asemenea legi ca gunoiul ăștia de la Stăuceni, de exemplu, fără consultări? Desigur. Sau cum s-a apropiat legea bugetului de stat fără ca miniștrii să o vadă?
Iată, eu vă duc alt exemplu, foarte proaspăt. Noi avem fondul de asigurări în medicină. Iată, miliarde de lei care plătim pentru medicină. Acum se semnează contracte cu instituțiile private și publice fără hotărârea de guvern și fără ordinul respectiv, care stabilește criteriile. Iată, este un domn, Dodon, Ion, director la CNAM sau președinte, că nu așa. Deci el semnează contracte contrar legii 1585 despre asigurările medicină. Un deschis foarte clar, îmi pare că articolul 12.3. Contractele se semnează în baza criteriilor aprobate de guvern. Nu există nici aprobare de guvern și nici ordine. Deci acolo sunt miliarde de lei. Și atât multe decenii. Omul nu știe ce face? Nu știu, cred că cumva se gândește că e pe veci acolo și el și ministra lui și prim-ministru și tot așa mai departe, dar câți de ăștia au greșit așa, s-au gândit că-s pe veci? Da. Nu. Deci trebuie să revenim la concurs. Trebuie de revenit, într-adevăr, oameni care merită să ocupe funcția respectivă și noi niciodată nu ne-am uitat dacă el este dintr-un partid sau altul. Și am adus exemplu aici la dumneavoastră, care este atitudinea. Repet, dacă vrem să avem eficiență, trebuie să atragem oameni profesioniști. Nu verișori, nu cu mătre, nu pe linii de partid sau impuși de Soros și tot așa mai departe. Asta trebuie să fie abordare. Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru participare în emisiune. Vă doresc succes și sunteți bineveniți și cu alte ocazii. Desigur, ar fi bine ca să avem posibilitatea să vorbim mai mult despre lucrurile pozitive, despre proiecte de viitor, dar situația așa cum este. Până la urmă depinde de noi toți cum muncim, ce efort depunem și să avem speranță că lucrurile se vor corecta. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sunteți unul dintre puținele posturi TV care invitați opoziția. Despre lucruri pozitive, sunt sigur, va fi posibil de vorbit când se va schimba atitudinea guvernării, oricare va fi ea. Deci să sperăm că va fi totul bine și să muncim pentru asta. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, l-am avut în studio pe domnul Ion Checu, ex prim-ministru al Republicii Moldova. Am vorbit despre situația socială, economică și politică. Dorim succes și vă spunem și dumneavoastră mulțumesc pentru audiență și la revedere!